Salut, Mădălina, și bine ai venit la Biblioteca Târgu Mureș! Am o veste bună pentru tine! Biblioteca noastră pregătește o surpriză pentru cititorii săi! Wow, îmi plac surprizele! Și despre ce e vorba? Deja știi că pe blogul Regatul Spiridușilor avem o rubrică permanentă despre cele mai importante invenții ale omenirii. Știu și cum se numește rubrica, fii informat! Eu urmăresc această rubrică și îmi place. Invențiile sunt chiar pe înțelesul copiilor. Îmi place că informația este prezentată în formă de dialog, iar eroii rubricii sunt Dănuț și prietenul său, înțeleptul Doc. Și care e surpriza până la urmă? Îți spun, vom crea astăzi o poveste digitală. Mi-ar place copiii nu doar să ne citească, dar și să ne audă. Va fi o poveste despre o invenție? Da, despre o invenție! Eu am o idee. Ce-ar fi să le vorbim prietenilor noștri despre cum a apărut hârtia și creionul? Avem același gând, Mădălina. Dacă toți suntem în preajma Zilei Internaționale a Cărții și a Bibliotecarului... Și a Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii, să le povestim copiilor cum a apărut cartea. Vrei să zici hârtia, că de la ea a pornit cartea pe pământ, dar și cum a apărut creionul, două atribute de neînlocuit în viața omului. Mai cu seamă în viața celor ce merg la școală. Sigur că da, căci unde dacă nu la școală se scrie cel mai mult. Apropo, ai știut că primul suport de scris a fost folosit acum 5.000 de ani în Egipt? Era confecționat din fâșii de papirus presate. Ceea ce știu eu, doamna Ludmila, e că hârtia asemănătoare cu cea de astăzi a fost făcută prima dată în anul 105, în China, și se fabrica din coajă de dud și alte plante din care se produceau textilele. Păi, China a fost unica țară care timp de 500 de ani producea hârtie. Doar peste 100 de ani a fost introdus în Japonia și numai peste 1000 de ani a fost adusă în Europa. Iar Spania a fost prima țară care a început producerea ei. Și trebuie să înțeleg că tot din coajă de dud o fabricau. Nu, Mădălina, când a apărut tiparul, a crescut cererea de hârtie și în secolul XIX au început să fie folosite în calitate de materie primă fibrele tulpinelor de plante. În 1798, Nicolae-Louis Robert a făcut prima mașină de fabricare a hârtiei, care producea doar o singură foaie de hârtie odată. În timp, lemnul a devenit prima sursă de fibre în fabricarea hârtiei, iar fibrele textile se folosesc doar în fabricarea hârtiei tari. Bine, bine, dar cum se face hârtia, doamna Ludmila? Nimic mai simplu, Mădălina. Cu ajutorul unor mașini speciale, fibrele din plante sunt separate și udate, apoi sunt filtrate într-un cuptor și presate ca să se scurgă din ele cât mai multă apă. Apa rămasă se va evapora și ea, în timp ce fibrele sunt presate tot mai mult pentru ca hârtia să fie plată. Dar despre instrumentele de scris puteți să-mi spuneți ceva? Cu cea mai mare plăcere, dar ce ai vrea să auzi? Aș vrea să aflu cum a fost inventat creionul. Istoria creionului, Mădălina, începe în Roma antică, când scribii, adică cei care știau să scrie, scriau pe papirus cu un vârf subțire de metal numit stilus, făcut la început din plumb. Și numai peste multe, multe sute de ani, în 1565, neamțul Conrad Gesner a fabricat primul instrument de scris, o bucată de grafit introdusă într-o bucată de lemn. Grafitul, sau carbonul negru, a început să fie folosit foarte mult după ce a fost descoperit un mare depozit de grafit în Anglia, în 1564. Grafitul, trebuie să-ți spun, lasă pe hârtie urme mai întunecate decât plumbul. Da, dar eu știu că este foarte moale. Ai dreptate, este atât de moale și de fragil încât trebuie introdus într-un suport de lemn. Așa s-a născut creionul din lemn. Și iarăși noi suntem cei norocoși. Întocmai, pe lângă faptul că ați ascultat azi o istorie despre o invenție care a schimbat lumea, o mai aveți și pe masa voastră de scris. E tot, doamna Ludmila. E tot, Mădălina. Pa, 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 până la invenția viitoare.